despre produsele ladies, așa cum v-am promis de ceva timp și așa cum așteptați toate cu nerăbdare. Înainte de a începe însă, aș vrea să fac un mic disclaimer și să vorbesc puțin cu voi, pentru că atunci când am făcut haul-ul pe blogul meu, link-ul căruia îl aveți în cutia cu descriere, am stârnit niște reacții și plăcute și mai puțin plăcute. Unele dintre voi erau foarte încântate că în sfârșit ajung și eu să încerc produse Lady și astfel veți putea afla și părerea mea despre aceste produse. Altele dintre voi aproape supărate pe mine cum că de ce aș fi achiziționat, de ce aș fi luat asemenea produse, pentru că sunt foarte proaste. Tocmai de aceea când le-am primit și am primit și feedback-ul vostru, am zis ok, trebuie să-mi iau foarte mult timp, trebuie să analizez aceste produse foarte bine, pentru că nu aș vrea să spun ceva și după o perioadă mai îndelungată de folosire a produselor să îmi pară rău de ceea ce am spus. Tocmai de aceea fac abia acum acest video și mai vreau să vă fac un mic disclaimer. Vreau să știți că un canal de YouTube, o pagină de Facebook, un blogger, un blog de beauty nu se face ușor. Munca aceasta frumoasă nu se face ușor. Eu am construit cu foarte multă răbdare acest canal, cu foarte multă pasiune și mi-a fost destul de greu să adun o audiență de 5.000, 6.000, 7.000 în curând pe Facebook. Vă mulțumesc foarte mult! Și e greu și nici una dintre fetele care fac așa ceva nu cred că ar vrea și nici eu nu aș vrea să mă fac de râs în fața voastră, nu aș vrea să vă mint, nu aș vrea să vă înșel, nu sunt plătită de nimeni ca să vă spun dacă un produs este bun sau nu, așa că nu puteți decât să aveți încredere în mine că ceea ce spun eu și ceea ce am încercat eu și ceea ce mi s-a potrivit mie vă voi spune cu cel mai mare drag. Ceea ce nu mi s-a potrivit, iarăși, vă voi spune cu cel mai mare drag. Nu am făcut niciodată filmulețe ca să mă laud, nu am făcut niciodată filmulețe ca să fac publicitate. Pur și simplu le-am făcut ca să vă fiu de folos. Bun, sper că ne-am înțeles. Acum hai să trecem la produsele Ladies. Voi începe cu niște produse despre care încă nu știu ce să spun. Și aceste produse sunt o cremă de înălbire a pielei care ar trebui să înălbească pielea și să ne scape de petele de soare, de petele de la acne. Este o cremă destul de consistentă, grasă, tocmai de aceea se folosește mai mult seara. Și pe lângă această cremă mai trebuie să vă vorbesc și despre un ser de înălbire care se aplică doar pe pete, doar pe zonele problematice, nu pe tot tenul. Nu știu să vă spun dacă au efect. Petele de la acne, petele de la soare, cu greu scap de ele. Uneori nici măcar laserul nu te poate scăpa de ele și tocmai de aceea nu pot să vă spun dacă au un efect pe pielea mea, pentru că le am de puțin timp, este prea devreme să mă pronunț. Oricum, le-am folosit, nu mi-au creat alergii, nu mi-au ieșit coșuri de la ele, nu mi-a ieșit nimic. Dacă vreți să încercați și voi, nu sunt scumpe, le puteți încerca și voi. Poate că vi se vor potrivi, poate că vă vor ajuta. Deocamdată nu știu ce să spun. În continuare, v-am mai spus eu, crema mea de castraveți, care e deja preferata mea, este o cremă foarte lejeră, mai ales acum vara, răcoroasă, miroase frumos, nu îngrașă tenul și îl hidratează foarte bine. Mi-am mai luat vaselină cu miere de albine, miroase dumnezeiesc, îți vine să o mănânci cu lingurița. Căutam de foarte mult timp vaselină și nu găseam aici în Italia și uite că acum am luat-o de pe site-ul Ladies. Ladies, de fapt, nu sunt produse Ladies. Ladies este o companie care vinde tot felul de mărci, are tot felul de branduri, cum ar fi, de exemplu, Cocona, Isabelle Dupont, Catherine Arley și tot așa. Și e vaselină, e super ok. N-am ce să zic, e vaselină, e fonduri de ten.
Din păcate, am primit mai multe fonduri de ten de la Isabel Dupont, testerele de genul acesta. Nu mi s-a potrivit niciun fond de ten, erau prea deschise și nu vă pot recomanda, din păcate, niciun fond de ten. Doar fondul de ten mus mi-a creat așa o impresie bună pentru că era fără parfum, fără uleiuri minerale și era destul de lejer, era prea deschis pentru mine, așa că nu am putut să-l încerc mai mult timp să văd cum rezistă, cum se comportă și alte lucruri. Dar să zicem că el mi-a dat așa o senzație că ar putea fi un fond de ten bun, având în vedere că nu avea acel miros ciudat și era plăcut la atingere. În continuare, să trecem la față, am primit două pudre de la Isabel Dupont, Pressed Face Powder, pe ea scrie Sheer. Eu nu cred că nu este niciun caz Sheer, nu știu de fapt ce vrea să însemne titlul ăsta, pentru că este o pudră foarte heavy. E pentru zilele alea în care trebuie să ne acoperim foarte bine fața, pentru zilele alea în care avem tenul foarte gras. Am uitat să vă spun că machiajul făcut pe fața mea acum, pe care îl port, este făcut doar cu produse ladies, în afară de fond de ten. Tot ce vedeți la mine pe față este ladies. Și după cum puteți vedea, pudra are acoperire foarte mare, numai că trebuie să fiți atente la nuanța pe care o alegeți. Eu am primit pe 104 și pe 102. Am început pe 102 pentru că aveam impresia că este mai light decât pe 104, dar de fapt era mai închisă și mai portocalie, ca să zic așa. Mie mi s-a potrivit super ok pe 104 și îmi place. În continuare, v-am vorbit deja despre preferatul din această perioadă, Bronzing Powder, bronzerul preferat de la Isabel Dupont Sunkissed Glow, în nuanța B52 Honey. Aveți grijă să nu vă luați pudre bronzante sau pudre de conturic foarte închise. Și acesta este super ok, îmi place. Este ușor, poate fi purtat în geantă. V-am mai spus eu în celălalt videoclip cu produse preferate. Iarăși am primit acest blush Terracotta în nuanța T102, dar erau și alte culori pe site. Și v-am recomandat deja să mergeți să vă uitați, pentru că sunt super ok, chiar îmi plac. Acesta este mai pe roz așa. Iar pe site veți putea găsi și alte culori. Am mai primit paletuțele Dynamic de la Catherine Arley, care m-au impresionat într-un mod plăcut și pe care le-am folosit foarte des. Machiajul pe care îl vedeți la mine pe ochi acum este realizat cu această paletuță. Fardurile sunt foarte moi, de aceea trebuie să avem grijă când umblăm cu pensula în ele, dar sunt extrem de pigmentate. Sper să puteți vedea. Camera mea are focusul aiurea. Sunt foarte pigmentate, moi, se blenduiesc foarte ușor și rezistă. Sunt vibrante, așa, pentru că nu am folosit nicio bază de ochi sub ele, pentru că așa trebuie încercate și așa trebuie demonstrate fardurile și sunt super. Singura chestiuță care nu-mi place la ele este acest ambalaj foarte copilăresc așa și foarte sensibil, că simt că dacă scap odată jos acest ambalaj se duce naibii totul. Dar produsul în sine este super ok. Chiar mi-a plăcut. Am mai primit mai multe mascara, dintre care mi-au plăcut foarte mult două. Unul fiind de la Catherine Arley, Glaring Mascara. Și mie mi-a plăcut pentru că mie de obicei îmi plac pensulele astea clasice, care nu au prea multe complicații și care dau volum genelor. Acum pe ochi l-am pe acesta. Și mi-a mai plăcut cel de la Isabel Dupont, iar Sheer,
Știu că multora nu le place mascara waterproof, water resistant, pentru că se spală foarte greu, dar mie îmi plac pentru că sunt cam singurele mascara care rezistă foarte mult pe gene, fără să mă trezesc cu bobițe de rimel pe obraz. Ce mi-a mai plăcut este acest deep liner de la Catherine Arley, Silky Touch. Mi-a plăcut foarte mult pentru că are o pensulă micuță, 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 cu care poți lucra foarte ușor la detalii. Este mai greu să faci, de exemplu, o floricică sau mai știu eu ce linie mai complicată cu o pensulă din aia lungă și foarte flexibilă. După cum puteți vedea, îl am acum pe ochi și se comportă foarte ok de-a lungul zilei. Chiar îmi place și chiar îl recomand. Ultimul produs și cel mai simplu este acest creion waterproof lip liner de la Elite. Eram foarte curioasă să văd cum se comportă un creion waterproof, pentru că nu am mai încercat niciodată până acum. Este super ok, îl am pe buze, numai că fiind waterproof și trebuind să reziste foarte mult pe buze, este genul de produs care poate usca buzele. Tocmai de aceea trebuie să ne dăm cu un balsam pe deasupra sau, dacă folosim un ruj, să fie foarte, foarte hidratant. Eu pe buze am acest creion, iar deasupra am pus niște vaselin, așa ca să am buzele hidratate. Acestea sunt produsele Ladies care mi-au plăcut, care mi s-au potrivit. Eu niciodată nu judec un brand după prețurile pe care le are, niciodată nu spun că dacă sunt ieftine înseamnă neapărat că sunt proaste, niciodată nu spun că dacă sunt scumpe sunt neapărat produse bune. Eu încerc tot ce mă face curioasă, nu categorisesc nicio companie, nu categorisesc, dacă nu etichetez o companie după un singur produs. Dacă nu mi-a plăcut un produs, nu înseamnă că toate produsele de la acea companie sunt de proastă calitate. De exemplu, de la Lancome am încercat vreo 5 produse, vreo 3 fonduri de ten până am găsit fondul meu de ten preferat, care este Miracle Ten. Iarăși, de la Maybelline, nu suport fondurile de ten de la Maybelline. În schimb, alte produse, cum ar fi mascara, cum ar fi blushurile, cum ar fi rujurile, luciurile de buze, sunt extraordinare și îmi plac. La fel și cu produsele Ladies, nu înseamnă că dacă nu ne-a plăcut un produs, toate sunt de proastă calitate, nu înseamnă că dacă ne-a plăcut un produs, toate sunt extraordinare, nu înseamnă că dacă sunt ieftine, nu sunt bune. Fiecare companie are și calități, are și defecte, are produse extraordinare, produse mai puțin extraordinare, produse care ni se vor potrivi, produse care nu ni se vor potrivi, nu trebuie să categorisim niciodată și nu trebuie să judecăm în baza prețului. Asta nu ne spune nimic. În foarte multe cazuri, un produs are prețul foarte ridicat, nu din cauza prețului ingredientelor produsului. Mașina, de asta nu fac eu filmulețe ziua. De cele mai multe ori, un produs scump costă mult, nu pentru că are cine știe ce ingrediente scumpe, ci pentru că se investește foarte mult în publicitatea produsului. Tocmai de aceea, țineți-vă orizonturile deschise și buzunarele împăcate. V-am pupat, dragile mele! Dacă v-a plăcut acest videoclip, arătați-mi că... Ce-a fost asta? Arătați-mi că v-a plăcut! V-am pupat și vă mai...